Mi-a să stăm în sufragerie. Hey, Gheorghe. Ai dacă mă rugai să o primesc pe Dana în gază? Că-i fată bună, că-i fată serioasă. Și nici după 2 luni de zile mă părai să te primească și pe tine. Că te-ai însurat cu ea. Am făcut cea mai mare prostie când m-am mutat la tine. Atunci te ajut eu să repar greșeala. Te ajut. Mersi frumos, nu te deranja. Mersi frumos. Eu îmi iubesc soția, să știi. Și nu am nevoie de voi să stric căsnicia. Eu nu știu cât îți iubești tu pe Dana. Dar de ce pe tine? Dar dragostea asta, eu n-am mai pomenit. Din 7 luni de căsnicie, 6 v-ați certat. Cum? Iar te bagi în casa mea? N-am înțeles. Unde ți-e soțul, băiețel? Vezi să nu-ți ardă mâncarea, că te dă nevasta afară din slujbă. Ce-ai vrea? Să răb de fame până vine ea din seară? Să răb, dacă ești bărbat, ca să ai ce să-i reproșezi. Rabdă tu dacă ai chef. Nici pâine nu am avut timp să cumpere. Păi, și tu de ce nu cumperi? Asta e datoria ei. Altceva n-are ce de făcut. De aceea o țin acasă. Ce să ne mai ascundem după degete? Scârțe, Ilie. Ce scârțe? Gheorghe, ce scârțe? Căsnicia mea. Auzi, Gheorghe, e tare căsnicie scârțe mițel la început. Dar după aia să vezi că o să meargă. Ce să văd? Ce să... Vezi să nu te frici. Ce să meargă? Uite, vezi, mi-am spus de 1000 de ori că am mâncat toată vremea la ore fixe. Și la mama acasă și la cantină. Întotdeauna mâncam la ore fix. Da? Îmi gădeam singur dacă era nevoie. Păi și acum, de ce nu o faci? Păi de aceea m-am măsurat să gătesc pentru doi. Păi și cum nu ți-ai lăsat ceva de mâncare? Și ghiveți la borgar. Păi și de ce nu o încălzești? Ca să nu aplic de la principiile mele. Va să zică, iar ai de gând să faci scandal? Evident. Atunci, uite ce e. Ia frumușel ce-am dat, nu? Așteaptă cu soata jos pentru toate și faceți acolo scandal cât vreți. Dar nu la mine ca. Poftim! Stai mereu! Hai! Stai! Bună, băieți! Te sărut! Ia poftim! Ce-i fumul acesta? Gheorghe, iar ai fumat aici? Da. Ce-i cu geomortanul acesta? Ce s-a întâmplat? Îl ajut pe Gheorghe să se împacheteze. Se mută! Se mută? Unde se mută? Unde îi vedea cu ochii? Soțul dumitale mă gănește. Dar eu nu am... Iar începeți! Tu ne-ai terminat ceasta de asară. Gheorghe, ajută-l pe Ilie să mută televizorul de la noi din dormitor. Aici, în sufragerie. De azi încolo, programul de televizor se vizionează în comun. Avem de seară un film grozav. Hai! Ai văzut? Nu a venit. Unde să pun pe asta? Uite, pune-l acolo, deocamdată. Așa e bine. Și cu asta am terminat. Ai mâncat? Eu te așteptam pe tine. Atunci, haideți. Spălați-vă-ți pe mâini și ai mâncă-i la masă. Stai! Iată! Nu vreau să te supăr, dar îmi aștept și eu soție. Eu așteaptă. Numai ca să nu calce principii. Iar începeți? La masă! Lăsă! Gheorghe, tu aranjează antena televizorului până-ți vine soția.
singurile. Și nu mai luam mutra aceasta spăsită, că nu mai impresionează de mult. O, ce era atât de rău, ce mea, că și nevastică ta. Auzi întrebarea? Ia mă treabă, dar mi-s necăjit, dar mie vine să urlu. Îmi crapă capul de durere. Mă cer cu lumea pentru... Eu nu știu ce să mai zic de căsnicia noastră. Ai dreptate pentru tot, dar... Parcă cineva ne-a făcut ceva. Mă iau cu una și cu alta și... Mereu parcă sunt iandoasă. Dar nu vrei să mă asculți. Uite-te, să mâncăm și noi odată la urechi. O să-ți fac acum întrebări pe mete, da? Nu mai e nevoie. Mi-a trecut foamea cu durerea asta de cap. Să-ți dau un antinevralgic? Mersi, am luat vreo 3 până acum. Pune mai bine ceva sub cap. Imediat. Poftim. Pune-l mai sub cap. Așa? Of, am lucrat mult azi, m-am și nervat. Bietul meu băiat, el are atâtea treburi pe fac și eu, în loc să-l menajez, eu îl supăr mereu. Sigări mi-ai luat? Da, imediat. Foc, nu-mi dai! Aoleu, chibritul am uitat să cumpăr. Da, o să aduc imediat de la bucurie. Nu, nu mai nevoie, nu mai fumez. Decât să afle moraliștii ăștia că nici chibrituri în casă nu avem. Mai bine renunț! Nu te mai enerva pentru aceasta, te rog. Uite, poftim, un pupic ca să mă ierți. Două? Mai? Mai? S-a tot fac un loc. Așa, și? Și știam, fost până ai pe acasă. De ce? Să văd ce mai e pe acolo. Că sunt 2 săptămâni de până ai pe plecat de acasă. No, da. Da. Și am tras o cursă până la piață. Să nu fiu nevoită să fac altă cursă până acolo mâine dimineață. Mulțumesc. Mulțumesc frumos. Da. Hai să-ți fac niște cartofi prăjiți. Nu, lasă! Da, lasă! Nu, lasă! Hai, că ți-am luat și ceva salat de verde! Dar nu-i nevoie că... Lasă! Nu-i nevoie că sunt moraliști în bucătărie. Ce foame tare! Păi... Atunci du-te. Du-te peste ei și vezi ce fac. Lasă că ne-am ție. E, așa. Uite o clipă. Da. Uite, poftim. Și acum te rog ca să vin să mâncăm. Mulțumesc. Nu se mai termină și apartamentul acela nostru, Gheorghe. Îți amintești? Câte departe ni se păreau toate astea, una? A, ți se păreau ție. Eu pentru tine eram în stare ca să lupt cu toată lumea, chiar și cu tine. Pe mine m-ai păcălit. Hai, fiu la cap. Iu! Da, mie m-a plăcut să m-ai păcălit de băiatul acela. Da? Da. Și m-ai pus matricule de liceu pe mânecă și care era? Secretarea cercului de filatelică. Da, și care până la capăt să ajungă la sapa de lemn. Pentru ca să poată să o vadă și a dat toți banii pe timp. Dar ce să facă? Mi-a fost frică de mama. De aceea trebuie să iubesc eu pe tine așa. Că a fost în stare să mă căsătoresc fără știere. Chiar. Dana, când ai de gând să-i scrii? În fiecare zi propun ca să-i scriu adevărul. Dar eu nu înțeleg frica aceasta. Explică și mie, te rog frumos. Adică nu! Orice mamă vrea să-și vadă fata căsătorită. Da, dar nu oricum. Mama mea n-ar fi acceptat pentru nimic în lume ca fata lui să se mulțumească cu meseria de nevastă. Da, dar i-am fi scris că noi doi vrem să fim împreună. Deci, i-am fi scris că eu câștig destul de bine. Și pentru că te iubesc, tocmai cum te iubesc, vrem ca să tu stai acasă. Să nu vorbești niciodată așa! Știi ce ți-a răspunde mama? Nu. Asta, după
ceva, tu n-ai decât ca să-ți găsești pe asta. E, chiar așa. Dar e foarte smeră, cum să-ți spui eu? Hai, că asta nu mai cred. Dar nu știi tu când n-am lăsat ce curigentă? O prezist pe baică ta, parcă ar fi Genghis Khan. Dacă ai știa tu, îmi tremurau fetele când intrai la ora. Tu mai tare decât toate. O să râd, dar așa e. Nu o cunoști pe mama. Da, da. Când ai de gând să-i spun? Nu știu, dar... Oricum, eu, de lângă tine, nu plec. Mulțumesc. Nici eu de lângă dumneata, frumusica. Gheorghe, Gheorghița mea. Adă-mă compresă. Și după aceea vom discuta la rece. Au! Oh, mă doare și ceafă. Să-ți pun o compresă și la ceafă? Dacă ești atât de bună. Imediat! Dana! Lasă, pare. Stai așa. Și ține-le tot. Oh. Ține-le o clipă. Stai mereu. Ei, așa îmi trebuie dacă m-am însurat. Te simți mai bine? Așa bine nu doresc nimeni. Dă-mi o țigară! Imediat! Poftim! Îți aduc imediat chibritele de la bucătărie. Nu! Nu mai e nevoie! Mai să zic că de aceasta ai fost dumneata dimineața la policlinică ca să-ți faci fișă de angajare în serviciu? Poftim serviciu! Dacă vrei să faci o facultate, te întrețin din toată inima, pe toată perioada școlarizării. Ei, bine, să știi că nu sunt nici pe departe cu asta care o crezi tu. Ia uite, că ai brichet în buzunar. Numai ca să-mi reproșezi mie că nu sunt chibritul în casă. Mi-a promis. Te rog. Și te rog că nu vreau să mă transform în menajera ta. Și orice spui sau ții tu. Eu îmi iau și serviciu și o să intru și oasă. Ei, nu. Asta trece toate așteptările. Ai auzit la ce visează dumneavoastră? Și școală, și carte, și casă. Da. Păi tu nu vezi că nu ești în stare să ții o amărâtă de gospodărie? Nu-ți reproșez, dar nu ai încă experiență. Atunci fă bine, dragă Gheorghe, și pune-ți-mă la experiența ta. Cum adică? Adică, bate și tu coborul și șterge și tu praful dacă nu-ți convine cum șterg eu. Nu mai bat în casă, nu fusese. Exact. Și încă ceva. Îți propun să ne cumpărăm de urgentă un frigider. Alta acum. Frigider? Păi pentru ce? Să avem să păstrăm și noi mâncarea care de azi încolo cum facem eu. Acum vrei să-mi dictezi tu mie, da? Am spus că nu v-am frigider. Ilie, nu te băda. Dar nu mai pot să-i spus. Așa e, nu? Dar de ce să mai facem și vestiția? Tu o să mănânci la cantină. E, tot la cantină mănânc și eu. La care cantină? La cantină întreprinderii de totuși mă va angaja. Doamna, mă scoți din minți. N-ai de... Nu ai să-ți iei niciun serviciu. E, nu mai decât mine. De ce? De ce? De ce? Eu rămân acasă și mă întreb ce să fac ca să-mi treacă timp. Fă-ți program. M-am făcut. Mă angajez cu Vicky la întreprindere. Iar de la toamnă voi fi ocupată și seara la facultate. Uite ce e, fetițo. Eu de asemenea nevastă nu am nevoie. Nici eu de asemenea bărbat. Dana, gândește-te bine ce faci. M-am gândit. Bărbați ca mine n-ai să găsești pe toate drumurile. Asta cum e mai de psiunul ca tine! Imediat! Bună seara! Mamă! Și bine te-am găsit! Bine ai venit, mamă! Dar nu pare prea bucuroasă că mă vezi! Așa mi se pare.
pare? Ba da, ba da. Poftim, era mama. Cine e dânsul? Dânsul? Da. Dânsul? Dânsul? Dânsul, dânsul, dânsul e el? Eu sunt... am venit să... repar televizor. Da. Bună seara, electronist. Nu. Da, adică da. Da. Da sau nu? Da. Amator, în timpul liber. Pentru prieteni, știți, înțelegeți. Să presupune. Dar înțeleg, ce porți uniforma asta? Care unii... e o necesitate tehnică. Știți, de multe ori trebuie să-mi fac capul în televizor. Și trebuie să fiu așa protejat ca să nu... cu circuit. Exact. Tensiunea circuitului se ridică până la 12.000 de volți. Cât? Ce? Nu știai? Ba da, ca la scaunul electric. Nu e chiar așa. Sunteți colegi de facultate, prieteni? Nu! Da. Adică... e pentru gaz. Da. E televizorul ăla. Da. Atunci, vezi de treabă. Da. Ce mutră de curaj are. Mamă, dar cum poți să vorbești așa? Dă-i vine de spiaici. Mă rog, să presupune. Unde pot să mă scot? În baie. În baie? Da. Poftim aici. Pe mine mă trebuie! De câte ori te-am spus? Scrie! Na, poftim! Masa asta ce ne facem acolo? Nimica! Spune-mi adevărul! Ia-ți inima dinți cu tărăudai și... Gheorghe, nu se poate! Ești un scandal! Dacă vrei, spun eu! Nu, s-a supărat grăzitor pe mine! Păi unde o să doarmă? Unde? La mea! Și eu? Eu unde mă duc? Acasă la părinții tăi. Ce situație! Eu mă duc și spun adevărul. Nu, Gheorghe, te rog, stai așa, nu te rog, sunt două, te rog. Așteaptă puțin și tu de la părinții tăi, da? Vino în față. Hai, vino în față. Fii atent. Mă duc la ei mei, da? Da, bine. Bine. Și ce se întâmplă cu noi? Nimica, fii calmă, ți-am spus, fii normală. Eu mă duc și pregătesc, invit-o să vină aici, da? Da, bine, da. Bine, am plecat. Stai, Gheorghe, că cu lucrurile tale ce fac? Iau, s-am uitat. Lasă. Tu de acolo și ține-o cât mai mult de pot. Da, bine. Nu uita pe jama de superne. Bun, du-te. Mă duc să-mi iau așa. Tot la diamantan am ajuns. Haide, Dana, că m-ai pieptenat destul. Lasă-mă! Ce îndești acolo, tinere? Materiale. Material? Ți-am spus eu că explod. Nu mi-a controlat cumva și diamantanul meu. Vai de mine, mamă, dar cum poți să vorbești așa? Dânsul e contabil, șef. Contabil. Și șef. Hai, mă, ce-i de râs? Ce-ți-a venit să demolez televizorul? Taci! Lasă asta! Nu lasă! Ce faci din televizor? Să știi că am să te spun la tare. Taci, mă. Ei! Oprește, omule! Abia l-am cumpărat și tu vrei să-mi o strici. Lasă-l în pace dacă vrea să-l repare. Ce să-l repare, doamnă, că el nu este... Ce s-a întâmplat? Mama! Vicky, prietena mea cea mai bună și Ilie, totul ei. Ce fată drăguță! Deci tu ești prietena Danei? Da, eu sunt. Mama, nu te supera dacă spun pe nume Vicky? M-ar plăcea că i-ar plăcere. Îmi pare bine că ne-am cunoscut. Soțul meu.
zic că Dana pe dumneavoastră vă iubește. Știu lucrul ăsta. Într-un fel, v-ați luat și voi răspunderea pentru soarta ei. Dacă e vorba de un sfat, oricând, o căsnicie... O șurubelniță! Nu aveți o șurubelniță? Ce șurubelniță? Du-te de șurubelniță! Păi tu nu vezi că vrea să-ți facă televizorul praf? E, în loc să-mi zici merții că ți-i repar, tu... Acum nu mai înțeleg nimic. Aaa, vrea să vă arăte vouă că se pricepe la date. Ma, dă-mi voie să-ți arăt, să-ți arăt ce priveliște minunată e, da? Bună e! Ce? Tu neapărat vrei să-mi strici casa? Eu nu mă merg. Uită-te la mine! Ai uitat că m-a bătat, nu știi nimic! Aoleu! Uită-te la mine! Pierd! Ce cameră frumoasă e asta care a dat Dani? Dar are ceva miros îngrozitor la tutun. Tu nu mai ai spus că te-ai apucat și de fumat? Nu, nu. Eu? Nu. Dar cine? Nu. Eu fumez. Nu. Foarte mult. Ca un tur. De aceea toată casa miros. Da, da. Luați loc, vă rog. Dana, iartă-mă. Am făcut o casă fără suflet. Poftiți, vă rog. Mulțumim! Poftim! Poftim! Și dacă tot am făcut o gafă, te rog să-mi dai să-mi o țigară, că din când în când pupă-i eu. Dar mi se pare că am terminat. Mai am eu! Mă iertați că intervin, dar nici eu nu fumez. Dar mai am întâmplător un pachet de țigări. Poftim! Da! Mulțumesc, domnule... Prietenii mei au uitat să mă prezint. Vă rog să mă lăsați să mă prezint. Da. Gheorghe. Gheorghe Pătrunjel. Îmi pare bine. Sărbă. Dar nu-mi dai și un foc? Mă duc la bucătărie să aduc un chibrit. Că brichetă n-am. Nu te deranja. Mă duc eu. Galtei, nu-mi oferă țigară? Mai mie? Am uitat. Scuze, Vicky. Nu face nimic. Poftim. Mulțumesc. Doamnă! Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit? A schimbat țigara! De aceea tușești! Vai! Îmi pare foarte rău! Totuși, eu sunt puțin întârziat și... Trebuie ca să mă retrag. Vă rog să-mi permiteți să mă retrag. Să știți că televizorul merge foarte bine. Nu mai face nimic, nu mai te mesteca. Bine, bine. O să vin și mâine și o să mai vorbim. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună, Gheorghe. Și noi dacă așteptăm și mâine. Da? Da. Stai. Dar sculele nu le duci. Aha. După ce am reparat vechitura aceasta de televizor, ai putea să pun sculele la altă. Eee, nu supăra că intervin. Dacă încep nu treaba, o duci singur pe oată. Păi, ce să mai fac? Cum ce să faci? Să duci sculele și să mături. Eu să mătur? Da, să știi că nu e greu deloc. Vicky, ai o mătură? Stai mereu așa. Avem și aspirator. Așa. Unde dăm? Poftim. Așa. Bagă-l. Vrei să continui dumneata? Așa. Hai, curaj. Da. Noapte bună, Gheorghe, și nu uita că te așteptăm și mâine.
Da? Da, da. Stai, stai! Dar unde pleca cu geamantanul meu? Păi unde crezi? Acasă! Noapte bună! Lasă! Oh, sunt cam obosită, Dana dragă. Vreau să mă odihnesc. Da, hai cu mine. Oh. Numai dacă nu ne-a stricat televizorul. Stai puțin. Stai și dau drumul. Cum se poate oare vorbi de egalitate, libertate și democrație între țările bogate și țările care nu au nici $100 pe cap de locuitor? A realiza egalitatea înseamnă a realiza și condiții materiale necesare. Cum se poate vorbi în general de o absolutizare a unor așa zise norme democratice, ignorându-se că există diferite forme de democrație. Și îmi permit să afirm că democrația pe care o realizăm în România este cu mult mai superioară decât cea... Gândiți, Dani, să-mi dea cheile de la mine de acasă și vă aștept la lift. Bine! Dan, prin ce emoții am trecut? Poți să contezi pe voi că mama mea nu o să afle nimic și că veți păstra secretul. Din partea mea să știi că nu o să află nimic. Dar dacă află totuși... Iau tot asupra mea. Vă rog să mă credeți și să mă înțelegeți. Eu nu vreau să mă despart de Gheorghe. Gheorghe? Gheorghe? Săraca de ea. Unde e? Mama e ca mea. Chei, peruța de ras, pasta de dinți. Pasta ți le-a. Și ce mai trebuie că nici eu nu mai știu? Vino-o coace în casă. Un vin, taci din gură. Măi, Gheorghe, tu ești de acord cu toată povestea asta? Vine. Vino, Stepu. Vino mai târziu să fac ceva de mâncare. Acum mă duc în camera lui cu mama. Ai grijă să nu te simtă. Ce o să-i spun? Că prepari liftul? Dacă simte să ia după mine. Să ai grijă, să nu vin cu ea. Măi, Gheorghe, tu ești acord cu toată povestea asta? Eu? Da! M-ai trimis să-i fac o sitronată! Stai puțin să fac și ție câteva semișovare pe ziua, da? Bun! Vin și eu să te ajut! Thank you.
întâmplat ceva. Da, s-a întâmplat. Eu i-am spus că nu mai sunt studenți. I-ai spus? Da. I-ai spus și de mine. Păi cum voiai să-i spun așa ceva? Și așa câte m-am auzit, a vrut să mă ia acasă. Dar am înnebunit-o. I-am spus că am serviciu și te dau și la masterat. Hai să strângem patru astea. Nu! Mai bine! Păi unde să mă duc? Aseară s-au întors ai mei acasă. S-au întors? S-au întors. Ce-am mai pățit și cu ei au crezut că m-a despărțit când m-au văzut singur. Și au vrut să vin aici. Și abia i-am convins să nu vină. Dar azi tot o să vină, că e duminică. Gheorghe, ce ne faci? E convinsă că cineva în București, ca la viață s-o mint, numai ca să rămân cu eu. Tu ce ai spus? Ce puteam să-i spun, că nimeni. Ce prostie ai făcut? Ce prostie? Dar de ce? Dacă ție ți-e frică să-i mărturisești, lasă că-i spun eu totul. Nu, Gheorghe, te rog! Păi ce ne face? Ce ne face? Mi-a fost atât de dur. Hai, du-te! Prinde patul ăsta, te rog! Haide, haide că mergem! Da, stai mereu! Gheorghe, Gheorghe, ce cu tine? Gheorghe, ce faci? Tu ai dormit aici? Da, vă rog să nu vă supărați că am pus patul acela acolo. Și vă rog să-l strângeți voi, că eu mă duc. Ori venind ai mei de la țară și o să vă explic eu. Gheorghe! Asta! Gheorghe! Ce te-a făcut cu mama Dani? Nu știu. Eu nu știu ce să mai zic. Nu știu. Voi ce părere aveți? Păi eu dacă las pe seama Dani, o să avem și copii și tot nu se spună. Tu ce zici? Eu acum trebuie să plec la piață. Așa că scuză-mă. Păi... Scuză-mă. Dar tu... Eu nu. Nu m-a dat pe mine, că iar o să spui că s-a distrus căsnicia. Ce mai vrei? Dar să mă masezi un pic pe șale, că am răcit. Poți? Se poate. Bine, dai, hai, treci pe canapea. Simplă cunoștință. Sigur, aveți dreptate. Mama, dar eu
învățat să mă minți, o să aibă de a face cu mine. Mamă, ce-am să-ți zic? Mamă, mamă, dar eu ți-am spus că nu m-a învățat nimeni nimic. Tot m-a făcut de cap. Da, perfect. Dar spune-mi și mie, mai avem cu idee. Mi spune, de sau pe? Cum? Pe, pe. Da, vrei să nu fie de. Da, mă rog, în sfârșit. Și ce se lucrează acolo? Ce asta? IDMB! Vă spun eu imediat. E o întreprindere de... Nasturi! Din București! Nasturi? Nu sunt sigur, dar de nasturi. Doamna profesoară, nu serviți ceaiul, că se răcește. Nu. Nu vreau acum ceai. Dumneata, dacă vrei un ceai, poți să iai acum. Ah. Mama! Dacă dânsul nu are nimic împotrivă, îi fac eu, nu? Da, dar de ce să-mi faceți? Nu vă deranjați. Niciun deranj, să mă duc, mamă. Da, du-te și încăverte și lapte pentru tine. Am înțeles. Da, vezi cum merg, Dana. Cum merg. A, da, poftim. Oh, cu plăcere. Cât de schimbat e, Dana. Și era o fată așa de serioasă. Probabil a început că i-a fost rușine să vă spună că nu a reușit la facultate. Cred că de acolo a plecat tot. Să presupune. Dar cum îți explici dumneata care ești un tânăr, capul pe umeri? Da? Că nu s-a întors acasă să-și ia serviciu și să facă facultatea fără frecvență. Cred că așa ar fi fost cel mai normal lucru. Ha? Dar eu nu pot să ajut. Da, dar eu ca mamă pot. Nu? Sigur, dacă aveți toate datele problemei. Am destul, dar lipsește o singură necunoscută. Cine este Nix? Nix? Da, adică acel cineva pentru care Dan a ajuns în halul acesta în care a ajuns. Dumneata, nu observ. Da, poate că nu e el de vină. Da. Da. Stai! Care e el? X-ul, ăla, cineva. Deci dumneata bănuiești că există cineva. E, cineva ăla e un monstru. E, nu că e monstru. Monstru, da. Dar am să-l descoper eu și are să mă plătească, de să mă țină minte toată viața. Dar poate că nu e așa, sau poate că nu și-a dat seama. E, o să-și dea el seama când se va trezi în fața mea. Nu plec de aici până nu cu mâna pe. Doamnă, dar... Poftim. Mulțumesc. Păi, ce nu mi-ai spus că e cerbinte? Asta e bună. Dumneata, nu ți-ai dat seama? M-am frit. Da, te-ai frit, dar asta nu e motivul ca să vorbești pe un asemenea tot. Da, mă duc să frit prin cameră. Fii-o nenorocire, ea vrea să meargă la fabrica la care lucrez. Și mâine ce să mai spun? Lasă! Și dacă te vei face bolnav? Nu țin lucruri de asta la mama. Și atunci? Păi, și atunci? Și atunci? Poate că tu ai dreptate. E mai bine să-i spunem adevărul. Niciun caz acum. Păi, vrei să te ia acasă? Dragul meu, uf! Cine ne-a blestemat așa? Mama! Eu mă duc pe papă. Vă rog să mă scuzați că vă las singură. Eu trebuie să mă duc. Am o întâlnire foarte importantă și trebuie să arăt bine. Atunci, n-ar fi rău să-ți faci și pantalonii. Cine? Eu? Să încalc pantaloni? În viața mea nu am pus mâna pe un fier de călcat. Foarte rău! Cum? Dumneavoastră considerați că un bărbat i-ar sta bine să facă așa ceva? Da, și dumneata socotești că ți-ar sta bine a umbla pantalonii motofelit, că nu vrea să-și calce singur? Stați puțin, nu vreau să mă înțelegeți greșit, dar știți, am dormit îmbrăcat. Dar să știți că de obicei merg cu pantalonii la dună. Da?
Ți casă la proiector? Nu, cestiți. Eu stau cu bunica. Cu bunica? Da, și mă iubește atât de mult că nu mă lasă să pun mâna pe nimic. Foarte frumos. Și dumneata o iubești la fel de mult? Da. Ascultă, tinere, pe iubita dumitale, cam în chipul ca și tu o iubită. Tot așa o tratezi ca pe bunica? Tot așa încep să vadă în tine un bibelot? E, să nu spui că nu te cred. Ba, din potrivă, cred că ești pe postul de bunică. Adică pe post de fată în casă. E, când iubești, nu-ți mai pune asemenea întrebări. Ba, te întrebi pe tine singur să-i faci cât mai multe clipe plăcute. E, unde am ajuns? Pornind de la un căcat de banal de pantaloni. Nu fi! Cine? Vicky, fata acasă. Gheorghe! Mama! Cine? Unde? Care? Dar ce ți-ai gândit tu să-i strigi pe nume? Nu! Te rog ca să fii politicoasă. Da. Cu tânărul prieten m-am lăvurit de mult. Vă rog să mă scuzați de ținut, dar arate așa... Dar ce vrei să faci cu... Încalc pantaloni. Cine? Tu, pisoi? Da, eu. Cum i-ai spus? Pisoi? Mamă, așa îi spuneam că îi spuneam lui bunica. Ah, iar bunica. Mai bine tu te adă o cană cu apă și o cârpă să-l învățăm pe tânărul nostru. Să-și calce pantaloni. Imediat. Mulțumesc. Iată că fac pas către viitorul soț ideal. Mulțumesc. Așa. Stai să te învăț. Da. Uiți cârpa. Da. Uit cârpa. Așa, o pui pe deasupra și începi să calci. Deci, ud cârpa. Așa. O pun așa și încep să calc. Nu așa! O pun așa și încep să... Mama, dar de ce nu înveți să calce cu ziua? Da, de unde? Vrei să-și ardă pantalonii? Vezi? Vedeți! Mă duc eu ca să șterg praf. Da, de ce nu mai stați și dumneavoastră puțin? Să învățați sistemul acesta de călcat. Îl cunosc. Te rog să o asculti. Astea să știi că nu le-am învățat de la mine. Nu vă faceți probleme. Nu știu. Nu o mai recunosc pe Dana. De ce? Avea o fire atât de comunicativă, avea atâția prieteni. Era mai veselă. Ce veselă? E, era plină de viață. Dar știi ce mi-a spus? Că nu a mai fost la cinema de nu știu câte vreme. Păi cum se poate? Păi cum se poate? Păi asta întreb și eu. O fată ca ea să nu-ți găsească un coleg, un băiat, ca să însuțească la un cinema. Păi o fi găsit, dar o fi dat peste vreun neisprăvit cu gârgăuni. Da. Da, adică, un cu gârgăuni. Așa, vreun neisprăvit. Nu a văzut ce fată minunată e, Dana. E, păi putea să-l schimbe. Peste atâția băieți buni. E, de ce să-l schimbe? Orice tânăr e recuperabil. Ascultă-ți-ne. Am impresia că știi mai multe decât ce vrei să spui. Ha? E. Să vezi că nici nu mă miră. Știu că sunteți prieteni voi. Să vedeți că de câte ori vin pe aici, dânsa e mereu ocupată. Și nu suntem în așa de relații apropiate. Bună ziua, bună ziua. La revedere, la revedere. He, ce bună ziua că sunteți prieteni buni. Știu asta. Știu cum îți spune bunica. Pisoi. Depinde și de intonație. Ia, dacă ar fi avut un băiat, nu i-aș fi zis nimic. O să-l aveți. Ce? Un băiat pe soțul Danei. Aaa, da? Și crezi că o să-l alingi pe el? Poți să știi. Păi dacă e un băiat bun, poate și da. Dar dacă nu... V-am să zic că poți să-l amenajați? Pe cine? Pe
soțul Danei, dacă nu o să vă placă. E, lasă-mă, nu o să mă gândesc la el de acum. Mă iertați, dar de ce să nu vă gândiți și la așa ceva? E, sigur că da. Ca mamă vreau să-mi văd fata cât mai repede căsătorită. Dar știi ce se întreabă bărbații la câtva vreme după căsătorie? Nu. Când sunt atâtea logonice superbe, să nu apară atâtea neveste imposibile. O știai pe asta? Nu știam. Dar să știți că în cazul meu, după atâtea luni de... După atâtea luni de ce? După ce o să mă căsătoresc. Pentru că o să fac și eu pasul acesta. Da, bine. Să știți că îmi place teoria. Mă bucur. Vă dau cuvântul meu de onoare, că de acum înainte o să merg cu fata pe care o iubesc așa, ținându-ne de mână, ca două linii de cale ferată. Atenție, tinere! Liniile paralele nu se întâlnesc niciodată. Atunci cum să mergem noi doi? Stai puțin, care voi? Eu și cu viitoarea soție. Ce pot eu să-ți răspund? Ce mare lucru se poate învăța de la o profesoară de matematică. Chiar, că nu știu ce-i faptul, cine știe ce filozofie să-ți scalți pantalonii singuri. Vă rog, Vicky, dacă sunteți amabilă, să mergeți o clipă până la ea. Nu iesă prăjitura care ne-a promis. Vezi cum îți denigrează bărbații neveste? Poftim! Nu toți sunt înapoiați ca eu. Ce ai zis, mă? Ce să zic? Aici să faci ironicul în fața lui Vicky? Da, bine, te-am mai pus pe roți. Te înșeli, amice, te înșeli. Eu mi-am găsit roțile. Asta-ți calci un pantalon, mâine o fustă. Nu, că fuste nu. Asta e realitatea ta. Tu ești la ordinea nevestei. Mai bine la ordinea nevestei decât a soacră. Ascultă, Ilie. Dacă soacra asta ar fi fost la noi de la început, căsnicia noastră n-ar fi scârțâit. Da, bine, te-a mai prelucrat. M-a prelucrat? Află că am învățat din puținele ei vorbe mai mult ca vagoanele voastre de morală. Ce zici de frecănul nostru? Cum a reușit să-și calce pantaloni? De călcat n-ar fi nimic. Dacă n-ar fi să-i se pare nemaipomenit, că îi se pare normal asta. Adevărul că poate că nici dumneavoastră nu m-ați cunoscut prea bine prezent. Să știți că are multe calități. Puțin. S-ar putea să vezi dreptate? Cine o fi? A sunat? A sunat? Și ce dacă a sunat? Voiam să mă duc să deschid. Așteptați pe cineva? Nu. Știi, mama, poate mă caută pe mine. Mă vorbisem cu o colegă să mergem... La cinema? Cu revista, Dana. O revistă de contabilitate? Da, mă pasionează. Vă rog să mă scuzați. Eu mă duc să mă... Da, poftim! Da, să rog mâna. Știi, mama? Ca să mă obișnuiesc cu termenii, cu operațiile. Ce termeni? Ce operații? Contabil, mama. Știi până... ce-s la nasturi? Dă o mână de ajutor și la contabilă. Și sunt multe operații de făcut. Nu știi tu ce să-ți mai spun. Da, ai de făcut o singură operație. Bagajul. Bagajul? Ce bagaj, mamă? Mă mai și întreb. Nu știu ce să mai cred de tine. E studentă sau nu? Ba da, ba lucrești, ba nu. Ba țești la nasturi, da, ba nu. Cum ești la contabilitate? Mama, dar știi... Să-ți strigi mai decât lucrurile. Mama... Și eu... Și dumneata ce? Și eu m-am gândit să... Să o iau acasă, nu? Nu! Treci și fă-ți bagajul! Nu se poate să plecați așa cum... De ce? Păi ar fi păcat să plecați așa brusc. Da. Sunt atâtea lucruri de văzut aici în București. Aici v-ați făcut studiile, nu? Nu, la Iași. Dar ce de plimbare mai mare de acum? Gândiți-vă și la fica dumneavoastră. Poate ei arde să cunoască orașul. Mă teamă să nu fi făcut prea bine. Mamă, cum poți să vorbești așa despre mine? Da, cum vorbiți așa despre fica dumneavoastră?
Pe cuvântul meu de onoare, că de fiecare dată când veneam aici, o găseam că lucră ceva mereu prin casă, parcă a fi fost căsătorită. Căsătorită? Mai vrei să-ți spun încă o dată să-ți faci bagajele? Da, uitați-vă la dânsa, abia se ține pe picioare săraca. Cum ar putea ea să facă o călătorie așa de lungă? Ei, nu-i purta de grijă, se întărește acasă. Doamna profesoară, gândiți-vă, poate dânsa are și alte obligații. Nu se poate părăsi lucrul cu una cu două. Și ați uitat că mâine dimineață trebuie să mergeți la întreprindere? E, da, nu mă mai... De ce? Sunt convinsă că n-are niciun serviciu. Vă garantez eu că are serviciu. Cu ce poți dumneavoastră să-mi garantezi? Vă aduc eu negru pe alb care. Mâine dimineață sunt aici, cu dovadă. Bine, să așteptăm până mâine. Oh, m-au trecut toate căldurile. Mă, e fișa medicală pe care ți-am luat. Dar de unde ești, Maria? Mâine dimineață mergem și facem altanor. Bine? Tu chiar vrei să mă angajezi de adevărat, da? Păi cum altfel? Păi nu știu. Poate ne duceam că vrei să-i dai așa o hârtie lui mama. Numai că să o păcălim. Ce să o păcălim? Că nu e o femeie care se păcălește cu una cu două. Și nici nu avem de ce să o păcălim. Și mai îngulea capul cu asta că este Genghis Khan. Și ce? Nu este Genghis Khan. Nu este. E o mamă. E aspră, dar măcar nici nu e așa aspră, spun eu. Și nu știu de ce să n-ai servit. Ia spune. Ba, ce rup și fișa medicală. Da, am ordinul de repartizare. Uai, păi atunci să te salvați. Mâine dimineață mergi, refaci fișa și pe urmă ești angajat. Așa o să îmbânzim și pe maică ta. Și pregătim și o bombă cu căsătoria. Ai avut dreptate tu. Dacă ar afla acum minciuna asta, nu vom avea nicio scăpare. Dar tu nu ești de vină. Nu tu, mama! Tată! Bună, tată! Bună ziua! Bună ziua, băiete! Ce faci? Aoleu! Chiar că de data asta trebuie să faci ceva, tată? Uite, tocmai plecăm! Ce bine că sunteți acasă! E sărut, Gheorghe! Bine, bine, hai că mi-a venit zi! Lasă-mă să mă odihnesc puțin. Sărut mâna, tată! Uite-l și pe Dan. Ce faci? Venit. Te pup, drag. Bine, tată. Tare dor de voi. Da, și nou. Poți lor. Dacă nu, nu stă. Nu stă. Nu stau. A venit să vă spun că mâine dimineață nu mai putem trece pe la voi, pentru că... Tată, să nu închidă la prăvălie! Dar poate treceți voi pe la noi? Ce ziceți? Nu, nu, nu. Nu, că i-a venit Dani o rudă din provincie. Ce rudă? Nașa e. Păi să vină și Nașa, sau? Nu poate să vină, că mergem și noi la ea. Unde? Ia unde, unde? Hai că-ți povestesc eu, da. Ce? S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic, păi ce să se întâmple? Măi, iară v-ați certat? Nu ne-am certat! E, nu. Atunci... De ce ai fost azi noapte acasă? Da, s-a. Și Nașa s-a... De ce a venit în pace? Păi dacă... Uite, vezi că vă certați tot timpul, de-aia nu mai stau. Păi dacă spuneam că nu ne certam... E, nu. Las că-l cunosc eu pe dumnealui. Nu trebuie să-mi spui. Da, s-a mai schimbat. Da. Că numai maică-sa e de vină. Că prea mult l-a popoloșit. Bine, dar am și spus-o. Tu l-ai învățat tu să-l dezveți. Și o să se dezvețe, dar mereu. Bine, tată, bine. Hai că nu mai stau. Stai. Stai, Gheorghe, că eram să văd ceva. M-a spus maică ca să vă spun că mâine dimineață la 7 e aici. Mâine? Da, și mâine, și poimâine, și în fiecare zi. Bine, tată, bine. Bine. De luni până vineri
poate și sâmbătă și duminică. Să vă dea o mână de ajutor. Să... Bine, tată! La revedere! La revedere! Nu te mai plângi că ești nemenajat. Măi, băiate! Bine, tată! La revedere! Mai maică ta e de vină, că prea mult te-a copuloșit. Bine, tată! Mă duc să aduc fișa ta de serviciu. Da, era să și uită. Vorba ta asta de neîncredere, mă faci să mă jur că am serviciu. Atunci, de ce o fi întârzit? Va să zic că nu-ți ajung jurământurile fiții tale la timp, nu? Că de acum nu-ți pretezi cuvântul lui. E, mie nu trebuie să știu cu cine am a face. Și mie tânărul ăsta îmi place foarte mult. Câteodată pare el pe altă lume. Dar mi se pare că e un om foarte serios. Vioi la minte cu perspective. Maniera. Gheorghe, serios! Vioi la minte, maniera cu perspective. Credeam că nu e deloc un crescut. Și a reușit să te primească și pe dumneavoastră. Să presupune. Dar nu văd ce interes ar fi avut. Eu rămân la părerea mea, băiatul e excelent. Așa un tânăr m-ar fi plăcut să stea lângă tine. Vai de mine, mamă! Acum vrei și să mă măriți? Ba, un ca Gheorghe! Cine știe ce ne-ai sprăvit, ți-a sucit ție minciul. Deschid eu. Poate că ai tânărul fie la mică, nu-ți place ție. Bună ziua! Bună ziua! Locuiește aici domnul Gheorghe pentru jert? Da! Nu! Alo! Păi cum să nu locuiască? Nu e asta strada Florilor? Florilor! Locul numărul 1! Apartamentul 13. Înseamnă că dumneavoastră nu știți unde locuiți? Păi când ți-am spus eu că nu locuiește aici, atunci nu locuiește! Dar stați să mai întreb pe cineva. Păi, dar te-a lățânat, ești omule când îți spun eu că nu locuiește, nu locuiește. Permiteți, vă rog. Bună ziua. Păi, ce are locuiește aici domnul Gheorghe Pătrujel? Nu. Nu. E cu imposibil. Păi uitați adresa care mi-a dat. Exact așa a scris. Păi, dacă ți-am spus eu că nu locuiește, atunci nu locuiește, da? E documentul meu, doamne. Vă rog frumos. Și ce vă închipuiți dumneavoastră? Să transport obiectul până aici cu camionul așa și... Da, ce îți închipui? Că nu te-ar spune dacă locuiește? Mai ales că noi îl cunoaște? Atunci, unde locuiește? Dana, tu nu știi unde stă? Pe undeva, prin apropiere. Parcă așa zicea. Auzi? Ai uitat-o, bine! Hai! Cum primeci? Păi m-am pus omul din casă în casă? Păi n-a fost așa dormeală. Uite, să mor dacă nu pun să ne plătească transportul de 3 ori. Au, ce oameni! Mă duc pe balcon.
frumusii, Calea. Fără frumusii. Află că frumusel tot mai există. Și eu puțin pentru tine. Dana, nu te înțeleg. Dacă mai înțeles tu pe mine vreodată? Mai, ce mare atât ești. Ai dus o cuvinte chiar și pe mama. Dana, îți jur că am fost foarte sincer cu mama ta. Cum poți să minți ipocritul când ai mințit tot timpul? Poftim, mi-ai spus că suntem căsătoriți, nu? Păi, dar nu mi-ai spus tu să nu-i spun. Te iubesc prea mult ca să nu-ți fac pe față. O termină cu vorbele astea. Dana, stai mai încet să nu te audă toată lumea. Unde este mama? Pe balcon. Ai grijă să nu te audă. Puțină pasă. Auzi? Puțină pasă. Află că de acum înainte totul s-a terminat între noi. Poți să faci ce vrei, ești liber. Asta o crezi tu. Bine. Uite, pun mâna în foc că nici maică-ta nu s-ar da voie să te desparți de mine. N-am nevoie nici de voie să mă întunde nici să fac pe fac. Sunt majoare și pe picioare acum. Ha, că-mi plesnește capul de durere. Da, vezi că nu mai prinde. Hai, tine, bragi cu portofelul. Au, mai bine, dormi eu. Te doare capul? Te doare? Să-ți dau un antinevraț. Păi ți-aduc și apă imediat. Poftim. E de la mine? Da, mai nu e rece. Niciun frigider n-ai fost în stare să cumperi? Poftim, bea. E, poftim, bea. Ai mâncat? Am mâncat cu mama, dar nu voiai să aștept pe tine până ți amintești să vin acasă la ora asta. Dana, nu te mai recunosc! Cu atât mai bine pentru amândoi! Nu mă lasă durerea asta pe mine! Să-ți fac un masaj! Ia mâna de pe mine! Atunci, să vezi ce ți-am adus! Să-ți dau mâini! Nu! Ție, îți plac mie! Nu! Da, de unde le ai? De la Lidl! Ha? Acum ai început să cumperi și magazină! Vreai să-l faci pe gospodar în fața mamei, nu? E bine, asta așa, dacă crezi tu, arunc totul pe fereastră! Nu stai, ce ești nebun, dă-mi pe loc! Așa. Acum poftim. Aruncă-te pe fereastră cu plasă. Da? Da. Bine! Stai! Ce mai ai în plasă? Bunătăți! Da? Fii atentă! Cartofi, ceapă, zarzavat amestecat, o sticlă de porz. Am luat tot ce ne trebuie. Și am luat și mici. Să facem mici cum îți plac ție. E păcat să mai lăsăm pe Vicky să gătească pentru toți trei, nu crezi? Da, da. Dar hai, cine o să prepare toate astea? Păi m-aș prinde eu, dar ar fi prea de tot să mă dau de și bucă. Descurcă-te cum știi. Dacă m-ai ajutat și tu. Pe mine să nu contez că mă doare capul. Să-ți pun o compresă? Da. Da. Dar nu mai este un case. Cum adică? Adică una pe frunte, una pe ceapă. Da, să trăiți! Așa, am luat prosopul, îl punem așa, punem pe frunte, ține, strângem tare, au! Și fii atentă, te declar pe tine, așa! Uite așa! Și fac un salamelec în fața divanului tău! Hai, vreau să intră mama și te vede cu postura asta! Ne rupe capul de la amândoi! Da, ar avea și de ce? Sultan pe rând și proști pe riu! Ține zice la el! Ai dreptate! Niciodată nu am stat așa! Să vorbesc cu tine în liniște. Dar tu nu ești de vină. Eu sunt marea vinovată. Dacă te ascultam de la început ce îi spuneam totul mamei, n-am fi mai stat amândoi ca pe jarat. Nu. Nu dacă eu eram un om cu scaun la cap. Te luam frumușel de mână și mergeam la ea, dar aș trebui să-i spun. Gheorghe, dacă îi spui pe mine, nu mai mă vezi. Tu nu-ți dai seama că acum nu ne mai poate despărți nimeni? De ce nu vine acum să ne vadă? Mamă! Mamă! Gheorghe! Mamă! Ia mâna de pe mine! Și nebun!
Sărut mâna. Tu ești. Vă rog să primiți din partea mea. Vai, ce frumos. Și vă rog să mă scuzați că am întârziat, dar am fost să vă aduc dovadă că fica dumneavoastră este în serviciu. Da, dar să știi că nu mai era nevoie. Te-am pus pe drumul de pomană, pentru că Dana m-a convins că are serviciu. Doamna profesoară? Da? Credeți-mă, în fața dumneavoastră sunt totuși un elev care un profesor îl ajută să descopere lumea. Ca mult spus. Ia-l-o. Da. Ia-l-o. Sunt ca un licean, ca un adolescent îndrăgostit, care, bineînțeles, nu are curajul să le spună părinților micului secret. Și din cauza asta face tot felul de prostii. Intră din minciună în minciună și... Da, lască, presupun eu. Știu că dumneata, dacă ai fi în așa fel, nu ți-ai ascunde dragostea în minciună. Cum cred așa, cum continuă față, da? Știi, e vorba despre cineva ăla, despre care tot am vorbit noi. Care? Ăla, monstru? Monstru, da. Aveam de gând să o duc acasă, să o scap de individ. Până într-un an, poate eu și căsătoream. Apropo, tinere, nu m-ai ajutat să mut la întreprindere de la noi. Nu. Nu am nicio putere. E, nu. Mă mai întorc să o lase? Nu. Dar de ce să nu lăsați singură? Chiar aici chiar că nu vă înțeleg. E mai pedagogic. Am văzut cum s-a descurcat. E așa de neajutorată. Dar dacă ar mai exista o... O ce? Mă gândeam... Hai deodată, spune! Mă gândeam dacă ați căsători-o. Să o căsătoresc? Da, e eventual. În loc să o căsătoriți acolo, o căsătoriți aici. Da, doar e cam tânără. Ha, nu crezi? Este, dar totuși... E, dar ce să mărit eu? Să-ți găsească ea un băiat care să o iubească. Da, și ea pe el. Bineînțeles, numai așa se poate înțelege. Da, să știți că Dana e o fată adorabilă. Și liniștit. Da, are un suflet. E și delicat. Este, e și frumusică așa. Da, dar să știi că soțul ideal pentru ea există și ea habar n-are. Dar cine e omul acesta? Dumneata. Eu? Dumneata. Păi cum eu să fiu? Dumneata, am impresia că ce prea indiferentă fata mea. Știți cum... Păi ce, m-am înșelat? Nu, că nu v-ați înșelat, dar m-am... Am înțeles. Ai alte obligații. Ești căsătorit? Sunt, doamna profesor. Ești căsătorit și nu-ți indiferentă nici Dana. Tinere, ești un monstru! Soțul soției mele. Gheorghe? Dana! Ce? Maică ta m-a propus de am căsătorie. Se poate? Da, se poate! Gheorghe, dacă și mama ți-a propus să-mi ai de nevastă, înseamnă că noi te trebuie să fim împreună. Da! O clipă! Lupă blană de miel! Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? I-am găsit îmbrățișându-se. În sfârșit! De asta nu mă mai asculta! Că fusă înstruită de dumnealui! Fă-ți bagajele! Hai! Doamna profesoară, vă rog! S-o pleci din fața mea, că nu știu ce-ți fac! Auzi? Mamă, dar... Să-ți strângi numai decât lucrurile. Nu le simt. Îndrăznesc să mi te potrivești. E, să vezi cum te pățești. Doamna profesoară, vă rog. Să pleci din fața mea, ești un monstru. Să știți că noi... Nici noi. Să-ți ai gândul de la ea, om de nimic. Noi ne iubim. Vă iubim? Da. Mult de tot. Niciodată nu o să accept să rămâneți împreună. De azi înainte vă despărțiți pentru totdeauna. Nu ne despărțim niciodată. Nimeni ne poate despărți. Eu vă despart. Cu atât că dumneavoastră ne sunteți mamă. Mamă? Mama ta, monstrule. Monstru? Dar noi suntem căsătoriți. Căsătoriți? Da. De 7 luni. Legal. La primărie. Da. Știam. Știați? Mult va mai trebui să mărturisiți adevărul. Eci, uitați așa la mine. Haideți încoace să mă îmbrățișez. Mamă! Fetița mea! Să știți,
aceasta. Mamă! Da. Ia spune-ne, de unde ați aflat toată povestea? E, presupunem că mi-a șoptit un spiriduș. Un spiriduș? Eu sunt spiridușul. Și Vichy, uita. Cum? Voi? Da, noi. Când ne-am dat seama că nu mai avem nicio putere asupra voastră, i-am spus domnule profesoare. Habar nu ai că țin eu la voi. Acum chiar știu că puteți să strici casa. Noroc în mamă. Chiar să simți că aveți un noroc de mamă foarte înțelegătoare, care vă ajută să vă treziți la timp. Dar de ce trebuie să vă trezesc eu? Nu știu pentru ce. Pentru ce ați ascuns voi atâta timp adevărul? Pentru nimic. Nimic. Bine că v-ați dat seama. În sfârșit. Și bine că dumneavoastră v-ați dat seama ce copii buni sunt. Știți cât de mult ținem noi la ei? Da, eu știu. M-am dat seama de prima dată de când m-ați scris. Și m-am dat seama că și eu sunt puțin vinovată. Asta e o lecție pentru mine și mai ales e lecția asta pentru voi. Pentru că sper că o să aveți și voi copii sau sunteți deja care aveți copii și o să-i creșteți puțin mai altfel. Mamă! Eu cred că o să-i creșteți tot dumneavoastră, așa cu principii învechite. Da? Ia spune, părinții te știu că ești căsătorit. Păi, cum puteam să nu mă anunț părinții? Da, adevărat. Cum poate un copil să-și mintă părinții? Da. Și ce l-ați spus voi lor de mine? Dana le-a spus că... Ce le-a spus? Dana le-a spus că nu are părinți. Foarte. Să audă sunăria. Acum poate să vină oricine. Gheorghe, pe tine te caută. Hai, Vichy, noi mergem. Păi bine, bine, măi, femeilor, vă bată joc de mine. Zău, că n-am avut intenția asta. Să știți că am răscolit toată strada. Am ajuns până la poliție și am ajuns până la urmă să aflăm că domnul locuiește tot aici. Cum? Dânsa nu a știut că locuiesc aici? Nici dumneai. Eu? Nici ea. Poftim să veți o bere și să nu fii supărat pe noi. O, nu o să fiu supărat. Hai, șefule, să aducem frigiderul, că m-a fugit și ajutorul cât l-a plecat. Cred, ce frigider? Frigiderul nostru! Chiar! Asta e nevasta lui! Da? Și nu știu unde locuiește bărbatul său. Oh, ăștia se joacă de-a căsniția! Ai dreptate! Căsnicia nu e o joacă. Căsnicia nu e o joacă. Hai, șefule, să aducem frigiderul. Hai. Haide, da. Merg. Trocea.
Anton, semnând o diplomă pentru participare pe de teatru din Straj.